cântat cocoșul în prag pare a fi un semn de bucurie. Sprijinit de un toiag, tot mă uit la poartă, cine știe. Poate văd cum vin doi frați, feciorașii mei din depărtare. Și pe vârfuri mă înalț, dar nu văd pe nimeni în cărare. Doi feciori are tata, două păsări mândre călătoare. Doi feciori are tata și cu dor trăiesc în așteptare. Doi feciori are tata și un frate nuc la prispa casei. Amândoi singuratici și amândoi cu părul de mătase. Astăzi am venit să-i fac o surpriză și să-i spun la mulți ani domnului Anatolie Curtean. Copiii s-au străduit și i-au organizat această surpriză frumoasă și deosebită la frumoasa sărbătoare de 60 de ani, la frumosul jubileu. Numele lui astăzi este sărbătorit, iar cei care m-au solicitat să vin și să îi fac această surpriză sunt cei mai scumpi și cei mai dragi, copiii. Andrei, feciorul mai mare, care este în Cehia, feciorul mai mic, Sergiu, care se află în Rusia, Nora Natalia, care se află în Italia, și nepoței, Marius, care își desfășoară serviciul armat, și nepoței, Adrian și Alin, care se află în Rusia. Toți sunt împrăștiați în lumea mare, dar au hotărât să se adune la această felicitare, pentru că nu au posibilitatea să se adune la masă de sărbătoare, așa cum ar fi frumos să fie. Dar eu, cu bună mea dispoziție, cu aceste baloane minunate, cu această floare deosebită pentru gospodina casei, cu torta aniversară, șampanie și bună dispoziție, merg să-l surprind frumos și să-i urez la mulți ani. Să mergem împreună! Domnul Anatolie, bună ziua, spun! Bună ziua. Și la mulți ani! Mulțumesc. Eu mă numesc Maia și ofer serviciul surpriză pentru cei dragi. Eu știu că astăzi este ziua dumneavoastră și împliniți frumos un jubileu de 60 de ani. Haideți să oferim aplauze acestei dăți frumoase tuturor celor invitați. 60 de ani, vreau să zic că este o cifră frumoasă. O cifră în care dumneavoastră puteți să faceți o retrospectivă a vieții dumneavoastră. Este o vârstă în care ați trăit frumos și ați creat lucruri frumoase. Și am venit în această zi frumoasă să vă felicităm și vreau să vă întreb dacă intuiți din partea cui vine această surpriză. Cine m-a rugat să vin și să fiu mesagerul mesajului frumos și acestor surprize deosebite? Din partea lor, afișorilor, posibil. Foarte corect. Din partea lor, din partea celor mai scumpi și celor mai dragi, care din păcate sunt peste hotare. Da. Și nu sunt prezenți la sărbătoarea dumneavoastră, dar cu toată inima și cu tot sufletul sunt cu gândul și cu inima. Țineți aceste baloane, haideți să oferim aplauze, 60 de ani, să ne fiți sănătoși. Torta de sărbătoare. Așa, șampania. Să o serviți la masă cu toți cei dragi. Așa. Dar această floare a fericirii este pentru dumneavoastră, doamna Elena, din partea copiilor dumneavoastră, care vă duc dorul și vă mulțumesc pentru tot ce faceți și continuați să faceți în continuare pentru ei. Pentru că o mamă este cea care nu doarme nopțile și se gândește la copii chiar dacă ei au crescut mari. Să fiți sănătoasă, stimată doamnă, și țineți floarea din partea copiilor. Să o aplaudăm pe gospodina casei. Așa. Și eu am pregătit un mesaj, domnul Anatolie, pentru dumneavoastră și vreau să îl ascultați cu mare atenție, pentru că este foarte, foarte emoționant. Tăticul nostru, astăzi împlinești 60. Tot timpul ai fost și ești o persoană foarte muncitoare și foarte, foarte primitoare. Nici când nu te-am văzut să te odihnești, tot timpul în mișcare ești. Ne-ați crescut cu multe greutăți. Pe atunci nu erau așa posibilități, dar v-ați străduit nimic să nu ne lipsească. În primul rând, iubirea părintească. Știu că ești trist și îndurerat că peste hotare noi am plecat,
Dar astăzi, fericitarea vine din partea noastră și ne rugăm la Domnul să te păzească. Tată, azi de ziua ta vrem să-ți spunem atâtea cuvinte frumoase și să știi că, indiferent de cifra de pe tortul de sărbătoare, mereu rămâi omul de la care așteptăm o binecuvântare. Tu ești cel mai bun și cel care în copilărie ne-a explicat ce e bine și ce e rău. Tu ai fost cel care mereu ai fost un exemplu pentru noi, un model de bărbăție, demnitate și curaj. Ești un sprijin pentru mama și un bun sfătuitor pentru prieteni. Îți mulțumim pentru tot ce ne-ai oferit bun în viață, împreună cu mămica, pentru înțelegere, pentru grijă și pentru gingășie. Vreau să-ți mulțumesc că m-ați primit în familia voastră ca pe propria fiică, pentru că ne ajutați mereu. Îți dorim ca viața să-ți fie plină de fericire, de bucurie și momente pozitive, sănătate de fier, dragul nostru, și să te păzească Dumnezeu mulți ani. Să trăiți cu mama o bătrânețe frumoasă alături de copii și de nepoți, care vă iubesc enorm. La mulți ani, dragul nostru, tătic și bunic! Aniversare frumoasă alături de toți cei dragi sufletului! Cu mare recunoștință ne închinăm în fața dumitale, din partea feciorilor Andrei din Cehia, Sergiu din Rusia, Nora Natalia din Italia și nepoții Marius, care își desfășoară serviciul armat, Adrian și Alin, care se află în Rusia. La mulți ani! Mulțumesc. Acesta este mesajul. Domnul Anatol, vreau și eu să vă rog pe dumneavoastră să le spuneți un mesaj, eu să privească această înregistrare și să le transmiteți un mesaj copiilor dumneavoastră. Partea mea. Mulțumesc, foarte frumos. Și la norme, și la copii, și la nepoței. Și pe sănători, Dumnezeu să-i păzească de toate relele, de toate nevoile. Și doresc în primul rând mult sănătate, fericire, bucurie, pașe pe față pământului șibă. Și cum dorești căprioara apă rece din zvor, așa îl doresc la toți. Pace, fericire, viață în viitor. Șibă sănătoși! Foarte frumos, cuvinte frumoase spuse și dumneavoastră. Doamna Elena, le transmiteți copiilor. Și sănătos, măi, omule, și țim împreună pe la deci bătrâneță și mulțumesc, Nora, din tot sufletul. Am niște copii și o noră, argint, nu alta. Nici nu ne-am așteptat surpriză. Noi așteptam cuscări, dar ea o leacă ne-a făcut surpriză. Mulțumesc foarte mult din partea lor. Îi iubesc foarte mult și le doresc sănătate și pașii în țară și în toată lumea. Să vii copiii acasă tare greu la bătrâneți singurei, la nepoței de la Rusia. Le doresc mult sănătate, tare ne dor de tine și vacanță să vii. Bunica, iubește tare mult și copiii tot la fel. Bravo, foarte frumos. Eu știu că pe Andrei nu l-ați văzut de 2 ani de zile, pe Sergiu de 5 ani de zile. E extraordinar, într-adevăr. Tare ne greu, tare ne greu. Dorul. Telefon, e ca telefon. Nu, da. În realitate, să venim să facem un frigărui, cum a fost aici, nu o gradă, dar era grădiniță. Era, da, mă, trist, numai noi în doi. Dar tare, tare aș fi dorit ca să vii, ca să șim împreună, tăți. Eu vă doresc în toată inima ca gândurile dumneavoastră să se împlinească și rugăciunile dumneavoastră de a veni nepoții și copiii acasă să fie auzite de bunul Dumnezeu. Din partea noastră, un sincer la mulți ani, din partea celor de la Surprize pentru cei dragi. Ne bucurăm că v-am surprins frumos la această vârstă deosebită. Și datorită norocului. Da, într-adevăr m-a telefonat doamna Natalia ieri, foarte entuziasmată. Vă rog frumos, mergeți să-i faceți cu tăticul o surpriză frumoasă. Cu mare drag. Să facem, dar dacă așa e situația cum s-a întâmplat în țară, ce să facem? Veamu? Asta e. Să dea Domnul să fie pace pe pământ. Dumneavoastră, spuneți un mesaj de felicitare sau dumneavoastră cei prezenți cine ți-a alături? Eu sunt. Vă mulțumesc frumos, la mine s-a născut, la mine a crescut și aici stătă copilul meu primul fost. Și mulțumesc frumos că atâta neam am și eu.
și doresc la tati și la copiii lui. Și lui e că mă ajută mult frumos și sunt sănătos, că nici mi-a făcut bucurie. Cu mare drag. Și inimă. Cu mare drag. Mulți ani. Și să grăiesc, spun. Am împlinit și eu 65 de ani. Să fiți sănătoasă. Da, data de 10. Am avut și eu miropriache. La mulți ani. Da, și le doresc la băiță lui surori, multă sănătate, să vii mai rău de acasă, îi așteptam. Așa, cât se dă întreabă, soară? Și acolo, și eu spus, nu-i nică, Lele, nu-i nică. Nu-i dor, zic, dar mie sunt flăcăi mari, damă. Da. Și doresc și sănătoși, să avem o bucurie de la copii. Asta e cel mai mulți principal, ani, să fie sănătate, pace și bucurii să aveți. La mai mult și la mai mare, sărbătoare frumoasă, mulțumesc, să aveți așa în inima familiei dumneavoastră. Mulțumesc! Cu mare drag! La singurii că ați venit și v-ați trudit la noi. Nu ne-am așteptat. Într-adevăr, e surpriză. Surpriză pentru de toți am fost. De asta este numesc. Ne numim surpriză. Să te m-așteptam la altceva. Da. Surpriză că Dumnezeu când pune și ceva în gând, așa surpriză asta. Obnit că nu-i așteptat, că nu au plouat. Da. Noi ne bucurăm foarte mult pentru că dumneavoastră vă bucurați și într-adevăr ați rămas surprinși. Aveți într-adevăr niște copii și o onoră deosebită să vă dea bunul Dumnezeu. Da, sănătate maximă, fericire exagerată, la mai mult și la mai mare. Cântat cocoșul-n prag, pare a fi un semn de bucurie. Sprijinit de un toiag, tot mă uit la poartă, cine știe. Poate văd cum vin doi frați, feciorașii mei din depărtare. Și pe vârfuri mă înalț, dar nu văd pe nimeni în cărare. Doi feciori are tata, două păsări mândre călătoare. Doi feciori are tata și cu dor trăiesc în așteptare. Doi feciori are tata și un frate nuc la prispa case. Amândoi singuratici și amândoi cu părul de mătase. Veri și toamne trec, nu cu-și schimbă haină după haină. Eu bătrân și nu cu-l sec, și-amândoi mai lăcrămăm în taină. Băiețașii mei băieți, bate vântul nu știu cum în grabă. Măcar nu cu-l să-l vedeți, cum vă face semn veniți în grabă. Doi feciori are tata, două păsări mândre călătoare. Doi feciori are tata și cu dor trăiesc în așteptare. Doi feciori are tata și un frate nuc la prispa casei.